Salutare tuturor! Etapa a doua din turul României a început. Rămâneți alături de noi pentru a putea urmări ce obiective am vizitat în prima zi din această aventură. În descriere regăsiți un cuprins cu acestea. Am parcurs 195 de kilometri și am vizitat 5 obiective și un meșter optincar renumit. Primul obiectiv, Trovanții Dragostești, formați acum 15 milioane de ani în cimentarea locală a nisipului. A urmat salina Ognele Mari, unde, după o scurtă călătorie cu autobuzul prin tunelurile imense, am descoperit un adevărat oraș subteran. În salina am regăsit un restaurant, teren de tenis, teren de fotbal, cinema, un muzeu, o biserică, dar și o zonă cu jocurile copilăriei noastre. Vă mai amintiți de acestea? De la Salina am pornit spre grădina zoologică din Vâlcea. Aici am fost impresionați de zona cu acvariile. Thank you.
ne-am continuat drumul spre Muzeul Satului Vâlcean, unde am fost întâmpinați de doamna Oana Florescu, un muzeolog dedicat pasiunii sale. Ne-a explicat în detaliu cum erau organizate gospodăriile pe vremea înaintașilor noștri, ce anexe se regăseau reunite în aceste gospodării, cum sunt aduse acele case în acest muzeu și câtă muncă și atenție necesită acest lucru. Practic, fiecare casă este inventariată, fotografiată până la cel mai mic detaliu, demontată bucățică cu bucățică, apoi reconstruită în curtea muzeului ca un puzzle de o complexitate ridicată. De la muzeu am plecat în vizită la un meșter opincar renumit atât în țară cât și în afara țării, domnul Alexandru Ilinca. Vă las să ascultați ce ne-a povestit dumnealui. Păi, fiindcă ați venit la mine, vă doresc urarea de bine ați venit, nu? Bine că am găsit. Așa. Acum, problema e că mă interesează profesia mea, meseria mea, meșteșugul care îl duc eu mai departe. Eu transmit meșteșugul de opincărit, care e pe cale de dispariție. Eu sunt din comuna Orlești, județul Vâlcea. Și cam majoritatea au luat câte o meserie. Învățătorul a luat meseria de învățător, profesorul așa, inginerul inginer. De opincărit nu prea s-a lipit nimeni, că poate le-a fost rușine sau eu știu din ce motive. Și fiind o meserie uitată de alții, am zis ca să vreau eu să duc mai departe. Pentru că e pe cale de dispariție și, vedeți dumneavoastră, uităm originile și rădăcina. Pentru că de la opinca au plecat majoritatea, unii au uitat, alții nu mai recunosc. Dar noi trebuie să le amintim, să-i mai credim la realitate, că au ajuns pe funcții. S-au uitat de noi, de ăștia care suntem la țară, unde suntem noi, de unde au plecat și. Așa, acum să vă, eu am o colecție de opinci, am prostă de opinci. Dar aici vă arăt niște opinii din piele de porc, uitați, sau și ele vechimea cam 80 de ani, vedeți? Și mulți când le arăt opica din piele de porc, exclamă că e șoric. Dar poate fi șoric atunci când sacrifici porcul și îl pârlești. E adevărat că îl poți consuma ca șoric. Dar supunându-l la alt proces de prelucrare, de argăsire, o să faci o tinge, adică când sacrifici porcul după spate, e pielea mai grosă. Și de acolo, din aceea parte a porcului, se fac opici. După pielea respectivă, poți să o lași cu păr pe ea sau fără. Uite, am aici cu păr, unele, așa, e uitată, așa e găsită, sau fără. Deci dacă o lași cu părul pe ea, ține mai mult ca rezistență și are aderență la mers, adică să iarnă, nu prea lute. Iar dacă așa, e mai elegantă și
puțin, mai puțin, mai puțin. Așa. Și după ce luăm aceea piele după porc, o găsim, ce înseamnă ori găsim. Noi fiind din Muntenia, la noi sunt arini pe marginea râului. Arinul e acel arbust care crește spontan și nu înseamnă că dacă ar găseam opincile sau le-ar găsim, trebuie să distrugem vegetația, când îi tăiem pentru foc. Și interesul e să nu fie în vegetație. El în coajă are o substanță care se numește tanin. Aceea dacă tai puțină coajă și cuștiți, încrețește gura, că asta e proprietatea. Și luăm acelea coajă, le fierbem într-un vas până capătă o culoare închisă, cum e capea. Pe urmă lăsăm să răcească puțin și îi produce pielea de porc. Și o ținem cam o săptămână, le amestecăm din când în când, să prindă uniform acea substanță. Și acela se numește argăsit. Deci e o fază primară, cum ar fi, că tăbăcitul e altceva, că trece și altceva, trebuie tăbăcitul se face industrial, chimical, ăsta e vegetal natural. Așa. Și după ce îl argăsim, proim un pic, în funcție de material, creăm și modelul. Vedeți, material mai subțire, poți să-l încrețești, chiar dacă e mai gros, îl tai și formezi crețurile prin tăiere. Argăsitul ce rol are? Îi redă elasticitate materialului și îi prelungește viața, rezistența. Pentru că dacă e să-l confecționezi cu miel după porc, e subțire, se rupe, nu rezistă. Și plus de aia, e o conservare a materialului și nu dă voie să dezvolte microorganismele care distrug materia. Înțelegi? Da. Bun, și uite, trebuie să o reștiu să lucreze. Eu am mai găsit prin poduri, uite, că oamenii erau gospodari. Își culea o pinca după cum v-am spus, o începea și o punea sus în pod. Și zicea, s-o am plan, că o pincă ține un sezon. Adică de când e zăpada, de când e bruma până se ia zăpada. După aia se rupe, n-ai ce să-i mergi. Și deci, anual se făceau pinci. Și vedeți, oamenii ăștia au pus un pod, între timp cred că au și murit și au rămas o pinci. Așa, da, să vă zic altceva. Mulți mă întreabă, doar, dar nu sunt rigide, că cum, ce le explicați? E adevărat, dar și picioarele erau pe măsură de rigide. Pentru faptul că după ce se lua zăpada, omul mergea de sculți toată vara și se tăbăceau picioarele cum e materialul ăsta. Dacă era să calce cu mărăcine, se rupea mărăcine, nu intra în picior. Așa de tăbăcit era pielea pe picior, talpa. Și încă femeile mai aveau așa între ele, mai recușeau și se mai se aduceau lignit. Spunea că tu nu vezi ce prăpădită ești, că ce amărâtă ești, că scântă greierii în călcâie. Eu, ca copil, n-am realizat, dar am ținut minte zicala asta și pe urmă mi-am dat seama că și bunica mea avea călcâiele crăpate, cu gea sânge. Ca copil nu-ți dai seama. Da. Dar pe urmă am analizat și am ajuns la concluzia că datorită greutății pe care o duceau, apăsa pe călcâi și atâta mers și se crăpau. Că pe capă punea banița cu ce avea de dus la sapa unde avea oameni la muncă, într-o mână ulciorul cu apă și n-ai în brațe copilul. Sau când mergea la lemne cu spinarea, cu lemne, ca așa că rău. Da. Și se crăpau călcâile și bun. Și vedeți dumneavoastră, când venea toamna, normal că astea s-au mai scurăzit ele, dar le udau chiar când le purta, mai puneau apă în ele ca să nu mai se ia părma picior, înțelegeți? Și pentru ei era o bucurie că după asta merg de scurt și îngheță picioarele de frig, dădea bine în opică, că îl doar șora sau obiele, știți? Practic sunt rezistente la apă. Nu, opinca mea e făcută să nu intre apa, să nu stea apa în ea. Să vă zic că mulți mă întreabă tot așa cu apa. Dar atât timp cât circul și tenis, sângele circulă și nu recești, chiar dacă se udă piciorul. Poți să ai cel mai elegant pantou, dacă stai pe loc, normal că recești. Vedeți, omul înainte de încălța că avea nevoie la treburi de gospodărești, nu le încălța că vrea să aibă picioarele încălțate. Dar normal că ieșea afară, alerga la muncile lui ce avea de făcut, intra acasă, uda, puneau bielele la uscat, opincile nu trebuie puse lângă sursa de căldură, că se micșorează. Să vă zic și că ceva. Asta e o pincă cu vârjoc. Aici, partea asta de măjiță se numește vârjoc. De ce a făcut această chestie tehnică? Opinca în contact cu apa își mărea volumul. Opinca din piele de porc.
de exemplu, știu noastră, când iese foarte spiție, azi luați două bucăți de șoric, le puneți la mâiață în apă sau în putoră, în șoricul ăla. Așa și ele se alungeau aproape 5 cm. Și deja depășea mărimea. Și omul ce-a zis? Că cu nojița te lege așa după picior, ce-a zis mai lăsat? Ca să nu încadă, i-a mai făcut tehnica asta și a prins-o așa. Și ea chiar dacă se alungea, nu se mărgea în față, o trebuie la sus. Și nu se mai vedeți că omul a fost inventiv. Ele par lucruri simple, dar făceau parte din existența și viața oamenilor. Căutau și ei să-și îmbunătățească viața atât cât să putea. Și mai erau situații înainte, sunt reale, când mergeai în vizită undeva sau chiar la tine și erau pințile mai noi, dacă n-aveai grijă de ele, le găseai mâncate de pisici sau de câini. Mâncau, că era un aliment până la urmă. Da? Păi să vă spun, eu mai merg la evenimente prin țară și mai expun și eu pinci mai vechi și mai noi. Și odată am văzut un cățel din ala de rasă pe lângă mine, că se bucura, el mâncase jumate din o pintă, că se mânea cu produsele astea de la magazinele pentru animale. Și mirosit. Da, când m-am uitat, mă, ce făcut ăsta, dar uite și arunsase din o pintă, dar a făcut bine că, știți, e mai convingător stare la oameni, că uite, mâncau câini. Deci, s-a și realizat, s-a și întâmplat ce vreau eu să le povestesc. Înțelegeți? Meseria mea de croitor, eu pot să fac lucruri mai elegante. Din potriva, am colegi care s-au supărat pe mine. Păi bă, tu, din meseria de ăștia ai ajuns să faci o business, faci branșa de rușine? Și am spus, mai omule, pe tine cât ți-ți te cunosc ca croitor? Câteva neamuri și câțiva clienți, dar pe mine vă cunoaște o țară întreagă și vin afară câțiva, da. Pentru opințile care le fac eu. Și așa că e bine și ce fac eu. Pentru că nu contează ce știi să mai faci, contează ce faci din tradiții, că fiecare am putea face câte ceva, dar suntem mai comozi, nu ne iese banul și nu ne implicăm, că e mai bine să nu facem nimic decât să facem câte un lucru mic și frumos. Da. Lucrurile mici pot să fie frumoase dacă știm să le punem în valoare, să le promovăm acolo unde trebuie. Da, mai dreptate. Da. Nu trebuie să faci o piesă cât de mică, dar să aibă valoare, ei să faci din suflet cu plăcere. Și eu m-am hotărât să fac o pișcă. Mai mergeam la anumite evenimente, am văzut că erau aproape toate piesele tradiționale și lipseau pinca. Mai ales în zona noastră. Nu că n-ar mai fi prin țară care fac. Sunt, că eu am umblat mult. Dar fiecare face în felul lui, promovează după posibilități și după capacitatea lui. Pe cât eu sunt cam la alt nivel, eu am posibilități mai mari că mă duc cu mașina, poate și gândirea e mai evoluată și am intrări și acces în mai multe locuri unde pot să le promovez la alt nivel. Că ei poate numai local sunt și domnul ăsta sunt, îl cunoaște comunitatea, dar noi trebuie să facem cunoscut meșteșugul și peste granițe. Am avut multe invitații și în străinătate, dar nu m-am dus, că am zis că locul opincei și dacă vor cei din străinătate să știe ceva despre tradiție, să ne caute aici acasă. Ce, nu ne-a spus din ce se face, deci până la urmă se face făceau din orice, și din tablă, am o pincă veche din tablă, pe care a făcut-o fierarul. Din ce motiv a făcut-o? Că el acolo la forge sau la vatra unde lucra mai cădea pe capri și ca să nu-l ardă la picioare, că dacă avea de asta vara se întărea și așa, dar să-și ardea totul. Da, și îi ardea și a făcut din tablă, din două piese. Pe urmă am una veche, e din roată de motocicletă nemțească din al doilea război mondial. Au fost captură de război și oamenii ce-au zis că și în timpul războiului, și primul și al doilea au mai avut o pință. Ce se încalță și au improvizat pe loc, că eu, tehnica de lucru e foarte simplă. Eu nu am un atelier sau unelte performante, simplu, un briceac și oriunde pot să confecționez. Pentru că, să zic, ciobanul, fiind de transumanță, avea la el pielea sau tăia un animal, un curcel sau ce avea și făcea pe loc ce avea nevoie. Ar găsea coajă, era un vas avea în care își făcea mămăliga, punea acolo și restul își confecționa o pică. De la domnul Ilinca am plecat spre Curtea de Argeș, prin localitatea Ciofrângeni. Peisajul pe care l-am văzut este superb, dar drumul lasă de dorit.
În Curtea de Argeș am ajuns spre seară, dar am reușit să vizităm mănăstirea, fântâna meșterului Manole și mormintele regelui Mihai și al reginei Ana. Mâine ne revedem cu un nou episod. Fiți cu ochii pe noi. Vă mulțumim pentru vizionare. La revedere!